Bună ziua! Astăzi vă voi arăta care sunt pașii care trebuie urmat pentru instalarea platformei Apertium pe Ubuntu. Instrucțiunile de instalare se găsesc și pe pagina de wiki, wiki.apertium.org, la meniul Installation, secțiunea Ubuntu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să copiem prima comandă și să o introducem în terminal. Introducem parola contului nostru și apăsăm Enter din nou. După aceea putem rula cea de-a doua comandă pentru a instala programul propriu-zis. Apăsăm Y pentru a ne exprima acordul cu privire la instalarea pachetelor listate mai sus. Platforma Apertium a fost creată pentru a ajuta în dezvoltarea sistemelor de traducere și conține alături de numeroase unelte, multe pachete cu limbi care pot fi descărcate individual în funcție de preferințe. Toate acestea sunt listate pe pagina principală de wiki. Noi vom alege, de exemplu, pachetul spaniolă-română. Pentru a-l instala, introducem următoarea comandă: sudo apt-get install apertium liniuță și pachetul, în cazul nostru sro. Iar acum putem să o testăm direct în terminal. Introducem textul între ghilimele. Bară apertium și limba în care se dă și limba în care vrem să fie tradus. Și vedem că ne-a tradus textul, acesta este un test, din limba română în limba spaniolă. Fiind un proiect open source, Apertium are o comunitate mare și foarte activă, ceea ce înseamnă că oricine poate să ajute la îmbunătățirea sau crearea unor noi pachete cu limbi. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul Apertium sau puteți intra pe canalul de IRC afișat mai sus. Vă mulțumesc pentru vizionare!